Bună tuturor și bine ați venit pe canalul Idei de Bricolaj. Astăzi vreau să vă prezint un model foarte, foarte rapid de fular și este făcut dintr-o rolă. Vedeți ce culoare are, un alb și un roz. Poate fi purtat evident în jurul gâtului și mie îmi place foarte mult cum a ieșit. L-am făcut cu piciorușe mari duble. Și vedeți că are un model cu goluri, se face foarte rapid și în continuare vreau să vă arăt mai exact cum am făcut acest fular. Haideți să vedem. Bun. Începem cu această rolă care are 100 de grame și 50 de metri. Este și o imagine a modului cum ar trebui să arate atunci când este lucrată. A costat 2 euro, este potrivită pentru croșete de 9. Și eu voi folosi croșeta de 9. Avem și 100% poliacrilic ca material. Și voi face pentru început un lanț de ochiuri. Bun. Și începem cu aceste lanțuri. Bun. Voi face 10 astfel de lanț de ochiuri. 9, 10, bun. Acestea sunt, după care continui cu 3 ochiuri de lanț suplimentare pentru înălțime și voi omite, voi întoarce croșeta în cel de-al patrulea ochi, deci le omit pe primele 3, în cel de-al 5-lea, mă scuzați. Fac un picioruș mare dublu, după care un ochi de lanț, omit încă un ochi de lanț și croșetez acolo un picioruș mare dublu. Mai fac un ochi de lanț și un picioruș mare dublu. Bun. Și am ajuns în acest punct în care din nou continui cu picioruș mare dublu și ochi de lanț, omit câte două ochiuri de lanț din lanțul de ochiuri pe care l-am făcut inițial. Bun, continui și cu ultimul ochi, cred. Da, este ultimul. Mai fac un picioruș mare dublu. Bun, am făcut 5 piciorușe mari duble și continui cu cel de-al doilea rând. Pentru asta fac 3 ochiuri de lanț pentru înălțime. Am mai tras puțin material lângă mine și croșetez piciorușe mari duble. Bun, și să continuăm. Ok, de jur împrejur o să fie. Jeteu, picioruș mare dublu. Bun. Și acum mai croșetez de jur împrejurul ochiului 4 ochiuri de lanț și un picioruș mare dublu. Ok, am 5 piciorușe mari duble și un lanț de ochiuri micuț. Bun, acum continui cu 3 ochiuri de lanț, întorc o dată și croșetez înapoi de jur împrejur. De jur împrejurul rândului anterior, după cum vedeți. Fac câte un ochi de lanț între ele, întotdeauna între piciorușele mari duble. Thank you.
Bun. Și am terminat și următorul rând. Am 5 piciorușe mari duble. Ok, și vedeți că este un mini model în zigzag. Bun. Și continui să croșetez și vă arăt ce am făcut și cam asta am făcut. Vedeți cum arată. Mie îmi place mult de tot cum arată acest fular. Și datorită culorilor, evident, acest alb și acest roz care se completează foarte bine din punctul meu de vedere. Observați că se și vede mersul în zigzag pe care l-am făcut. Bun. Și mai am nevoie de puțin material și am ajuns aproape la final, să zicem. Bun. Și eu continui să mai croșetez puțin, să termin fularul. Bun. Și acesta ar trebui să fie ultimul meu rând din acest fular. Bun, mai am prea puțin material pentru a mai face rânduri și deci acesta va rămâne fularul. Mi se pare că are o mărime destul de bună, are aproximativ 1,20 m, 1,30 m și cred că arată foarte bine. Bun. Și cam așa arată, vedeți că are și un model mai aerisit, mai lejer, poate fi purtat în jurul gâtului și îndoit în două părți. Bun. Și croșeta de nouă a funcționat destul de bine, mie îmi place foarte mult și sper că și vouă v-a plăcut acest clip. Dacă vreți să urmăriți mai multe clipuri, vă rog să îmi urmăriți canalul, să vă abonați pentru a fi mereu la curent cu ceea ce postez, distribuiți prietenilor voștri acest clip și ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Pa!